iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, Biblia, versiunea Bartolomeu. Am ajuns la Epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Epistola către Efeseni, capitolul 2. De la moarte la viață, una cu Hristos. Iar pe voi care erați morți în greșelile voastre și prin păcatele voastre, în care ați umblat cândva după Dumnezeu acestei lumi și după stăpânitorii puterilor văzduhului, adică Duhul care lucrează acum în fii neascultării. Notă: Aion sau Eon, în accepția antică, înseamnă entitate divină, zeitate, adică pentru Dumnezeu acestei lumi, Duhul, Satan, ce stăpânitorul puterilor văzduhului, adică însă Satana. În mentalitatea iudaică, spațiul dintre pământ și cer era imperiul diavolului, adică ca niciun suflet să nu se înalță la cer. Iar de fiii neascultări, adică urmașii nemântuiți ai protopărinților Adam și Eva, care se mențin în stare de răzvrătire împotriva poruncilor lui Dumnezeu, frază rămasă în suspensie. Între ei am petrecut și noi toți, odinioară după poftele trupului nostru, făcând voile trupului și pe ale simțurilor, și astfel, din fire eram fiii mâniei ca și ceilalți. Tot adică noi iudeii, eram și noi fii ai mâniei lui Dumnezeu. Dar și celelalte neamuri păgâne, adică până nu a ne întoarce la Hristos. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire de oameni cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți și împreună cu El ne-a sculat și ne-a făcut să ședem întru cele cerești, întru Hristos Iisus, pentru ca în viacurile viitoare să arate covârșitoarea bogăție a harului Său prin bunătatea Sa față de noi întru Hristos Iisus. Căci în har suntem mântuiți prin credință, iar aceasta nu este de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Nu din fapte, pentru ca să nu se laude nimeni, fiindcă a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu mai dinainte le-a gătit ca noi să umblăm întru ele. Notă: credința e o virtute teologică, vezi și 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13 și nota, dăruită de Dumnezeu, dar ea nu lucrează singură, ci însoțită de fapta bună. Vezi Iacob, capitolul 2, versetul 26. Toate făcând parte din planul inițial al lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea, aduceți-vă aminte că odinioară, voi păgânii, cu trupul numiți netăiere împrejur, de către cei numiți tăiere împrejur, adică de către iudei, făcută de mână în trup, în vremea aceea erați fără Hristos, înstrăinat de cetățenia lui Israel și străind de așezămintele făgăduinței, lipsiți de nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, întru Hristos Iisus, voi care altădată erați departe, ați devenit aproape prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, El care în trupul Său a făcut din cele două lumi una, adică a surpat peretele cel din mijloc al despărțirii, ura, desfițând legea poruncilor în opreliștele ei, pentru ca să-i clădească întru sine pe cei doi într-un singur om nou, făcând pace. Notă, adică lumea iudaică și lumea păgână
a cărora principală relație reciprocă era ura, că Domnul Hristos a desființat acest perete despărțitor, această relație de ură și a făcut una din iudei și din păgâni, unindu-i într-o sine, unindu-i în iubirea lui Hristos. Dar nu prin legea veche dată iudeilor, care era numai care era o lege de opreliști, ci prin credința, prin libertatea harului care vine din Iisus Hristos. Și prin cruce, omorând în ea ura, să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un singur trup, și venind a binevesti pace vouă celor de departe și pace celor de aproape, și prin el, că prin el și unii și alții avem un singur duh, avem într-un singur duh avem calea deschisă către Tatăl. Notă literar, dispozițiile respective, prescriptele formale și riguroase care făceau imposibilă respectarea integrală a legii, Pavel odată mai mult își exprimă gândirea trinitară, adică că prin Hristos și într-un Duh, în Duhul Sfânt, avem cale deschisă către Tatăl. Prin urmare, voi nu mai sunteți străini, nici venetici. Prin urmare, voi nu mai sunteți străini, nici venetici, ci sunteți concetățeni ai Sfinților și casnicilor lui Dumnezeu, adică lui Avram, Isaac, Iacob, Moise, Isaia, Aron, David, toți Sfinții. Zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra cea din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos, întru care toată zidirea bine alcătuită la oaltă crește spre a fi lăcaș sfânt întru Domnul, întru El sunteți și voi zidiți împreună, spre a fi lăcaș lui Dumnezeu întru Duhul. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.